balanțe, voi face citirea pentru luna ianuarie 2023, resursele balanțelor în luna ianuarie. Să întrebăm sfatul oracolului Lenormand pentru luna ianuarie. Resursele voastre în luna ianuarie. Aveți aici dorința să aveți o reușită, o reușită socială. Fie să primiți o funcție, fie să vă afirmați cu ceva, dar aveți un blocaj. În fața voastră este acest obstacol imposibil de trecut, muntele. Va fi foarte greu pentru voi. Dar dacă observați, există un sfat pe care îl primiți de la o persoană cu experiență, o persoană care vă dorește binele, o persoană care arată acest lucru. Deci vă puteți baza pe acest sfat. Deci voi, balanțele, vă doriți o reușită profesională, dar aveți blocaje. Și aveți nevoie de o îndrumare, de un sfat. Să vedem ce spune tarotul ermetic pentru voi, pentru aceste resurse. Voi face o cruce celtică. Haideți să vedem. Patru de monede. S-ar părea că încercați să faceți niște economii. Această lună ianuarie pentru voi este cu un semn ale economiei. Reducerea cheltuielilor. Pentru, așa cum sunteți voi, concluziile, blocajul din viitor, cum începeți luna, trecutul, ce vă influențează încă, viitorul. Voi, în luna ianuarie, mediul, speranțele și finalul. Voi, un as de spade. În această lună, cred că vă înarmați cu multă hotărâre și vă doriți în final să vi se facă dreptate. Spada. Spada arată dorința voastră de a vi se face dreptate, dorința voastră de a impune rațiunea. Spada este balanța, cu spada este spada care pedepsește pe cei incorecți și ajută pe cei drepți. Blocajul vostru în viitor este o distracție, o petrecere. Participați la o petrecere unde nu vă simțiți bine, nu sunteți cu persoane plăcute, agreabile, sau o petrecere dată de altcineva unde hotărăsc ținerea voastră în stagnare, impunerea unor anumite lucruri. Sau chiar am putea spune, hotărăsc să vă facă niște plângeri, să vă aducă o inspecție, să vă aducă niște probleme. Este vorba mai mult de o persoană invidioasă, cu ascendent, zodie sau lună plină, în gemeni, în vărsător sau în balanță, cu un aspect pe aer. Pentru voi începeți luna cu o regină de bâte. Regina de bâte este vorba de o persoană cu ascendent, zodie sau lună plină în berbec. Este vorba de o persoană energică, o persoană hotărâtă, o persoană care poate să fie o rivală pentru voi,
sau o persoană care să arate că vrea să vă ajute cu ceva, vrea să vă ajute să lupte pentru dreptate, pentru adevăr. Este vorba de o regină energică, hotărâtă, o regină care acționează foarte repede, adică nu stă prea mult pe gânduri când este vorba să ia o decizie. Trecutul, un 6 de bâte, blocaje. Jupiter în leu, blocaje pe care nu ați putut să le depășiți. Sau ați încercat să le depășiți, dar n-ați reușit. Chiar dacă ați fost corecți, drepți, ați încercat să depășiți aceste blocaje și s-ar părea că ele au rămas în continuare. În schimb, ceea ce vă influențează în această lună și acum este împărăteasa. Este mica benefică, Venus, care spune doriți-vă ce este posibil, fiindcă este ca și îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția celorlalți. Este acea dorință pe care puteți să o atingeți, să vă atingeți un scop pe care vi-l fixați. Mica benefică Venus, care poate să aducă fertilitate, abundență, dar numai în limita posibilităților. În schimb, viitorul pentru voi este o prințesă de spade. Este o inspecție, o verificare, un control. Este o femeie care este invidioasă, o femeie cu foarte mulți șerpi în cap, deci am putea spune că nu arată nimic benefic. Aceasta este confruntarea pe care o aveți. În schimb, voi aveți magicianul. Arătați această dorință de a ține totul sub control, de a vă proteja un scop. Adică sunteți capabili să vă fixați un scop. Magicianul este cel care, dacă observați, are toate semnele arcanelor, deci își folosește ideile, gândirea, mentalul, sentimentele, relațiile, comunicarea, creativitatea, energia, vitalitatea și, în plus, bagheta magică care îl ajută să facă magia, să manipuleze sau să persoane sau situații. Și sper, mediul vostru este un mediu în care nu puteți să vă afirmați. Orice ați fi făcut, orice eforturi ați făcut, totul a fost trecut așa împins, parcă la o parte de cineva și nu ați primit niciodată recunoașterea meritelor voastre sau să vă remarce cineva munca voastră, eforturile voastre, toate au fost tot timpul blocate. Doiul de spade. Speranța voastră este să aleagă divinitatea pentru voi. Poate unii dintre voi chiar vă rugați la divinitate, la Dumnezeu. Și acest lucru arată că aveți două alegeri, două variante, dar voi nu puteți face nicio alegere, fiindcă sunt două variante identice. Două lucruri identice care vi se oferă. Nu puteți face această alegere și atunci nu rămâne decât să vă rugați la divinitate ca Dumnezeu să aleagă pentru voi. Dumnezeu să vă ajute să depășiți acest blocaj, fiindcă e un blocaj, o stagnare. În schimb, finalul este Marea Preoteasă. Marea Preoteasă pentru voi arată secrete, lucruri ascunse de o femeie,
cu ascendent zodie sau luna plină în rac sau în scorpion, este o femeie malefică pentru voi, balanțele, o femeie care ascunde foarte multe lucruri, deține secrete, vrea să vă afle secretele, vrea să vă aibă la mâna ei. Dacă ajungeți să-i divulgați secretele acestei femei, este o femeie care va folosi secretele în avantajul ei, adică vă creează probleme. Trebuie să fiți foarte atenți pe viitor cu această femeie, să nu-i arătați secretele. Și acum să vedem sfatul, nu? Pentru voi, vă doriți această, da, reușită socială, așa cum am spus, sperați, nu? Acea reușită socială, voi ați făcut eforturi, dar mediul vostru este acela în care vă anulează eforturile, uitați, obstacole, blocaje. Și totuși, un sfat veți primi din partea unei persoane cu experiență, o persoană care poate să vă dea acest sfat, poate fi și marea preoteasă, să știți, adică Lilith poate să vă ofere și un sfat pentru voi, balanțele. Sau această femeie poate să fie ea, prin modul ei de a vă aborda, poate să vă sugereze sfatul, să vă sugereze ce aveți de făcut. Aceasta este etalarea pentru voi, balanțele. Vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și un an nou fericit. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.